născut Mesia. Veni să vestim. Sufletul tău. Ascultați Radio Vocea Evangheliei, Sandy Coștoi și Raul Damian, gazdele voastre de astăzi, ca în fiecare zi, vă reamintesc, suntem live pe RV Timișoara și pe rv-timișoara.ro în secțiunea video și acolo ne puteți urmări. Vă spuneam puțin mai devreme că împreună cu noi este și pastorul Andrei Croitoru, care îi spunem bună dimineața și bun revenit pe frecvența bună noastră. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre lucruri care ne distrag atenția de la împărăția lui Dumnezeu. Cred că este binevenită o astfel de discuție, mai ales în acest context al lunii decembrie, deși deja febra cumpărăturilor a început de undeva de la Black Friday încoace. De prin noiembrie începe febra aceasta a cumpărăturilor, a tuturor lucrurilor. Adică din ianuarie a început, de la începutul anului, dacă vorbim de anul ăsta. Ai dreptate, a început de mult și continuă, din păcate, însă sunt câteva lucruri asupra cărora vrem să ne oprim astăzi și să vedem ce anume ne distrage atenția de la împărăția lui Dumnezeu. Cred că e important să le găsim, să le identificăm, pentru că astfel am ști cum să fim în gardă, să știm de ce să ne ferim, să știm la ce să fim atenți. Așadar, poate că începe destul de abrupt discuția noastră, însă haide să vedem exact care sunt lucrurile astea. Da, mie îmi plac lucrurile abrupte pentru că ne șochează puțin, ne trezesc. Eu cred că ar fi poate important să discutăm pentru bun început despre materialism. Eu am crescut cu ideea asta, domnule, nu trebuie să ne preocupăm de lucrurile materiale, nu trebuie să ne ocupăm de lume, nu trebuie să iubim lumea. Și nu aveam niciodată ceva clar în mintea mea, ce anume trebuie să fac. Trebuie să mă mai duc la școală, trebuie să mai mănânc, trebuie să mai port haine. Ce înseamnă haine, materialul ăsta? Din lume. Eu cred că problema cu exact. Materialismul, materia este ceva bun. Noi nu suntem gnostici, nu suntem eretici ca să credem că materia creată de Dumnezeu este rea sau e posedată de Satan. Atunci când ne atingem de ea, nu avem ce face. Ne atingem că nu avem ce, dar dacă am putea atinge de ea. Nu, materia este bună, este din lumea lui Dumnezeu. Doar problema cu materialism este când el devine un idol sau este un locuitor al lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se poate întâmpla foarte subtil, adică avem speranță că lucrurile respective ne vor împlini. Și da, Black Friday poate să fie, un fel să zic, un sezon de sărbătoare specială în cinstea materialismului. Adică stau pe internet și zic, uite, dacă iau ăsta mai ieftin acum, o să mă simt puțin mai bine, o să mă împlinească puțin, o să îmi alunge puțin lipsa de mulțumire, de recunoștință, de împlinire, de satisfacție în viață, o să mai acopere puțin din bubele spirituale și morale pe care mele am și o să mă facă fericit. Ăsta este materialismul, care se poate manifesta în fel și chip. Dar ideea în sine a materialismului sau problema în sine este am speranța că el mă va împlini, mă va face puțin mai fericit decât sunt acum, îmi va da un fel de satisfacție. Și în materialism, de ce materialismul concurează cu Jehova, cu Dumnezeu adevărat? În materialism, teama este că Dumnezeu, chiar dacă crezi în Dumnezeu, deci poți să fii materialist și să crezi în Dumnezeu, să fii un materialist religios, teama este că Dumnezeu este inamicul materiei și te aștepți totdeauna că Dumnezeu să vină să-ți ia jucăriile. Mi-a luat o mașină bună, oare când o să facă Dumnezeu să dau prima dată cu ea în gard, știi, ca să mi-arate Dumnezeu că nu trebuie să mă bucur de lucrurile pământești, de lucrurile de pe pământ. Deci e interesant cu care trești, că lucrurile acestea parcă le regăsim încă de la început. Mă gândesc la Adam, la Eva. Dumnezeu vine cu o invitație extraordinară și spune consumați din ce vreți, uite, câte v-am pregătit, uitați câte bunătățuri. Și ispita diavolului, foarte interesant și viclean diavolul, vine și le spune, le pune un pic altfel problema, zice, nu-i prea zgârcit Dumnezeu cu voi? Adică nu e prea absurd Dumnezeu exact cu voi? Dar uite măi, uite ce lucru bun vă oprește da, să folosiți. Și mi se pare că diavolul astăzi folosește materialismul ca un instrument destul de ușor de joacă cu omenirea, pentru că suntem destul de prinși în a consuma. Da, deci ideea este, aici aș face distinția foarte importantă.
Suntem în lumea lui Dumnezeu, suntem în lucrurile lui Dumnezeu. Pavel zice că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Însă întrebarea este cum le luăm de la Dumnezeu. Le luăm cu credință, cu bucurie, cu mulțumire, cu laudă la adresa Lui și le folosim pentru împărăția Lui? Sau le luăm ca substituturi sau înlocuitori pentru Dumnezeu ca să ne mai satisfacă puțin, să ne mai împlinească puțin, să ne mai dea puțin fericire și tot sperăm în continuu că dacă o să mai am încă ceva, dacă o să mărească puțin salariul, dacă copilul meu o să ajungă și el la nu știu ce facultate, dacă reușesc să-mi iau cauciucuri de arănă puțin mai bune decât mi-au luat până în anii trecuți, aș fi și eu puțin mai fericit, parcă aș fi mai în siguranță. Eu cred că asta este problema. Și în materialism, religia este doar o metodă de a-L manipula pe Dumnezeu ca pe Moș Crăciun ca să dea puțin mai mult. Adică la baza materialismului se înțeleg că stă lăcomia, în sensul în care, da, după cum spuneai, Dumnezeu e bun și are locul lui în viața mea, dar ca să fiu eu bine și eu sunt în centru atenției, e nevoie de Dumnezeu și mașina, Dumnezeu și concediu, Dumnezeu eu și... Da. Eu cred că lăcomia este un păcat adiacent. Cred că lăcomia este generată de o neîmplinire în Dumnezeu. Eu cred că de aici pornește. Dacă nu ți-ai găsit împlinirea în izvorul apelor vii în Dumnezeu, vei căuta în puțuri crăpate, cum spune profetul. Deci fără doar și poate asta se va întâmpla. Dar în esență este pentru că nu ți-ai găsit satisfacția, împlinirea, bucuria, fericirea de plină în el. Și atunci fugi pentru toate lucrurile astea. Deci care e diferența între un materialist care bea o cafea și un creștin care bea o cafea? Diferența este că un creștin se uită la cafea și zice, uite ce lucru grozav a creat Dumnezeu. O iau cu mulțumire de la Dumnezeu lucrul ăsta. Nu El mă împlinește, ci mă împlinește Dumnezeu care a creat așa ceva. În timp ce materialistul spune, sper ca Dumnezeu să nu-mi ia bucuria asta pe care o am. Cum să fac eu ca să am mai multă bucurie din asta, dar cumva și să mulțumesc pe Dumnezeu, că El e inamicul fericirii mele. El nu vrea că eu să beau cafea. El e supărat dacă eu beau cafea, că El mă vede pe mine fericit și invidios pe lucrul ăsta, știi? În timp ce un materialist, un credincios îmbrățișează, să zic, lucrurile pe care le primește de la Dumnezeu cu credință. Mă pun în pat și dorm bine și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un pat în care să mă odihnesc. Și când m-am trezit dimineața, zic, băi, extraordinar Dumnezeu, uite, chiar și la vârsta asta mi-a dat harul ăsta să mă pot odihni bine și am dormit bine noaptea asta. Îl văd pe Dumnezeu, îl recunosc, dacă ar fi să folosesc cuvintele lui Solomon, îl recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele, în toate lucrurile, în absolut tot. Și când Dumnezeu vrea să dea mai puțin sau mai mult, asta ține de suveranitatea lui, nu de... Și nu e o frustrare pentru mine că El îmi rânduiește lucrurile sau, cum zic, El închide robinetul, mai deschide, cum crede El. Aș vrea să mergem mai departe cu discuția noastră. Dar plus că materialistul nu se poate... Aș încheia cu lucrul ăsta. Materialistul nu poate folosi lucrurile pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă pentru el materia și lucrurile materiale sunt un scop în sine, el nu are cum să le folosească pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este doar Moș Crăciunul care vine și aduce darul. Da? Și atunci când Moș Crăciun zice, păi dă-mi tu darurile mie ca să le folosesc, zice, păi stai că nu funcționează lucrurile așa. Că scopul sunt lucrurile astea materiale, tu erai doar o metodă prin care eu le câștigam. Deci materialistul este zgârcit și lacom prin esență, nu poate să fie altfel. Vreau să mergem mai departe, după cum spuneam, cu discuția noastră și să vedem care sunt și alte lucruri care mai intră în această listă, lucruri care ne distrag atenția de la împărăția lui Dumnezeu. Mm-hmm. Uite, aș spune ceva legat de lucrul ăsta, care pare să fie diferit, dar este, eu cred, o altă fațetă a unui soi de materialism foarte ciudat, materialism. O viață secularizată, unde viața zilnică nu are conotație spirituală. De asta o numesc viață secularizată. Deci, viața zilnică, restul vieții, în afară de când mă duc eu la biserică sau citesc dimineața 5 minute la quiet time un psalm din scriptură și mă rog, în restul zilei, restul lucrurilor, serviciu, umblat cu mașina, dus copiii la școală sau ce mai fac eu, restul zilei nu are conotație spirituală. Bun, deci, ce înseamnă? În schema asta, oamenii ăștia... Ce înseamnă o viață în care fiecare zi a vieții mele, fiecare activitatea mea are o conotație spirituală, dacă viața secularizată arată în felul acesta? De ce întreb asta? Pentru că mulți au dilema asta. Mm-hmm. Cum? Adică să mă rog neîncetat? Cum să mă gândesc numai la Dumnezeu? Am o grămadă de lucruri de făcut. Ok, am stat cu Dumnezeu dimineață, m-am rugat, am citit, mai stau probabil de seară la părtășie cu familia, dar nu prea înțeleg cum să le împac pe toate. Cum arată o viață în care Dumnezeu e prezent în fiecare activitatea noastră? Știți că sunt persoane care zic că dacă ar veni Domnul astăzi, viața mea ar arăta diferit. Nu, dacă Domnul ar veni astăzi, mi-aș bea cafea în continuare, aș merge în continuare cu nevastă mea la vizita pe care vreau să o fac, aș sta de vorbă cu frații, aș lua în vorbă după care a venit aici unde sunt acum, aș călători.
Da, da, deci nu aș schimba cu absolut nimica. Probabil că aș fi poate mai atent la modul în care aș face lucrurile, dar nu aș schimba nimica. Deci, ideea care cu viața asta, oamenii care trăiesc viața asta secularizată au frustrare. Pentru ei ideal ar fi să muncească cât mai puțin, ca să nu se ocupe de lucrurile lumii acesteia, și ideal ar fi ca să poată vorbi tot timpul despre lucruri spirituale, ca să-i prindă Domnul bine cumva, știi? Ei nu înțeleg că Dumnezeu nu a intenționat ca viața să fie secularizată. Dumnezeu a vrut ca toate lucrurile să aibă conotații spirituale, nu? Gândește, orice lucru care există în lumea asta este al lui Dumnezeu. Când am luat un măr și îl mănânc, mărul ăla e creat de Dumnezeu. Pot să văd lucrurile și să mănânc mărul ăla, dând slavă lui Dumnezeu. Pavel asta spune practic, să nu secularizăm viața zilnică, viața obișnuită. El zice, fie că mâncați, fie că beți, de cele mai simple și banale activități de pe pământ. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, zice, să faceți toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. El nu zice corintenilor, băi, uite, v-ați întors la Dumnezeu, din mâine nu mai munciți. Sau munciți cât de puțin, numai ca stres la limita supraviețuirii. Din mâine nu mai mergeți la treabă de mine. Nu vă dați voi, vă spetiți, nu dați energia și timpul vostru și viața voastră pentru lucrurile materiale. Stați așa într-un fel de contemplare din asta pseudo-spirituală și așteptați să vină Domnul. El nu zice așa ceva. El zice, trăiți-vă viața în continuare, vă căsătoriți, vă ocupați de, zice, ca să placi nevestei, te ocupi de lucrurile lumii acestea, dar în substrat este un râu subteran care curge în viața mea și care afectează orice lucru și care este dorința mea de a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Ca în fiecare lucru pe care îl fac, să-l fac pentru slava lui Dumnezeu. Când un necredincios doarme, el păcătuiește, pentru că nu doarme mulțumindu-i și slăvindu-i pe Dumnezeu. Eu, în schimb, înainte să mă pun la somn, cer binecuvântarea lui Dumnezeu și vreau să dorm pentru slava Lui. Când mă trezesc și mă apuc să fac lucrurile mele, la fel. Deci vreau să curgă pe sub viața mea, indiferent de activitățile pe care le fac, această dorință de a trăi pentru slava lui Dumnezeu și ca fiecare lucru să conteze în direcția asta. Aș vrea să te întreb, Andrei, hrănesc copiii, fii că și așa mai departe. Cu privire la discuția aceasta, e posibil, pentru că noi știm că noi avem o natură păcătoasă de la căderea lui Adam și apoi există și păcatul acesta zilnic care există în viața noastră, în sensul în care păcatele pe care le facem, faptele greșite pe care le facem, adică noi avem și o natură păcătoasă, dar și atunci e posibil ca natura noastră să nu fie schimbată și atunci doar să ne ocupăm noi de văzul lumii de aceste păcate și încercăm noi păcatele astea să nu mai facem, să nu ne vadă omul că nu le facem, dar de fapt natura mea să nu fie schimbată, pentru că odată ce natura e schimbată, trăiești natural un om nou, ești natural un om viu. Da, oricum ce spui tu este, aș putea zic, poate cea mai mare tragedie din biserici. Să fii un om religios și să nu fii regenerat. Asta e cea mai mare tragedie. Și oamenii ăștia sunt cei mai nefericiți de pe pământ. Deci eu cred că cei mai nefericiți oameni de pe pământ nu sunt oamenii din lume. Pentru că oamenii din lume trăiesc câte o clipă, fericirea de o clipă a păcatului sau plăcerea de o clipă a păcatului, cum numește Biblia, cu încă o fericire de o clipă, cu o plăcere de o clipă și cât de cât sunt fericiți așa pe pământ. În schimb, oamenii necredincioși care n-au o natură care să-i dispună, să-i înclineze, să-i încline spre lucrurile lui Dumnezeu, spre Scriptură, spre a trăi pentru slava lui Dumnezeu și așa mai departe, și ce mai chinuiți oameni de pe pământ? Pentru că lor nu li se potrivește viața asta. Este pur și simplu imposibil pentru ei, pentru că viața creștină este imposibilă, este total dincolo de puterile noastre. Și atunci dacă ei nu au resursele necesare, nu au motivația necesară, nu au gândirea necesară pentru a trăi o asemenea viață, ce mai chinuiți oameni de pe pământ? E foarte adevărat ce spui. Cred că este cea mai mare tragedie care o poate experimenta un om. Să fie în biserică și să nu fie mădular viu din biserică. Să aibă o formă de evlavie, dar să nu experimenteze puterea ei. Să știe despre lucrurile acestea, să încerce el să le trăiască pe propria lui piele, dar va ajunge sugrumat, va ajunge puizat. Ori pleacă din biserică la un moment dat, ori devine pur și simplu un legalist care își face și el un set de reguli religioase pe care se le poate respecta, care se poate supraviețui. Ai amintit, n-ai cum să nu ajungi la concluzia, domnule, dincolo de puterile mele. Ai amintit cuvântul legalist? E posibil ca și legalismul să fie o piedică sau să ne distragă de la împărăția lui Dumnezeu, de la chemarea? Cu siguranță. Da. Legalismul este acea religie a lucrurilor exterioare care reduce, să zic, viața cu Dumnezeu sau își imaginează viața cu Dumnezeu doar la niște cârpe, la niște, cum zic, lucruri ceremoniale de consum, da? Și din păcate asta livrăm și lumii. Ai amintit de cârpe, mă gândesc la îmbrăcămintea pe care, sau la primul semn al legalismului, e Adam și Eva care și-au făcut primele haine care tot nu le acoperea, tot a fost nevoie de intervenția lui Dumnezeu să le facă haine din piele.
dar uite, hai să spun, ce se pare, uite, că eu am canalul ăsta pe YouTube, am primit zeci de mii de comentarii la început, până le-am explicat oamenilor ce cred eu despre asta. Frate, ai spus foarte bine, dar porți verighetă. Frate, ai spus foarte bine, dar cravata aia nu... Frate, m-am gândit, băi, chiar mai sunt oameni acum care chiar cred că verigheta este un păcat, care chiar cred că dacă port cravată e păcat, care chiar cred că una sau alta, și da, sunt foarte mulți oameni și sunt și tineri care cred încă lucrurile astea. Și e foarte ușor să ai o religie din asta. Dom'le, nu mi-am pus verighetă, nu beau cafea, mă tund așa ca în armată, deci îmi fac niște chestii din astea exterioare și sunt în regulă. Când vine Dumnezeu și mă scanează la răpire, rupă, trecut scanul pe mine, ești în regulă, ai tu soarea corectă, trebuie să te tunzi cu două zile în urmă, dar e ok și acum, nu e chiar așa de grav. Nu ai verighetă, n-ai băut cafea în ultimii ani, ce mai ai cârpile care trebuie pe tine, ești în regulă. Și foarte periculos, pentru că asta s-a livrat de foarte multe ori și la evanghelizări. Deci am auzit la evanghelizare spunându-se o poezie despre, am văzut înregistrat, o poezie despre cafea, da? Care cafeaua era cel mai mare dușman și cel mai mare drac care ne împiedică să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Ce este fundamental eronat? Eu nu-mi schema să predic lucrurile astea. Și în medicină se spune că nu e bine să tratezi efectul. Dacă vrei să elimini o problemă, ar trebui să ajungi la cauza ei, să elimini cauza. Dacă tratezi efectul, ea se va întoarce și reîntoarce și reîntoarce. Da, e așa o recurență. Care e mecanismul care declanșează legalismul ăsta? De fapt, ce lipsește din ecuație? Astfel încât oamenii nu sunt regenerați, da, ci trăiesc în legalismul ăsta, ajung în legalism. Exact ce a spus colegul tău mai înainte, lipsa nașterii din nou, pentru că nu ai o viață lăuntrică cu Dumnezeu, pentru că nu ai viață nouă în tine, pentru că nu experimentezi puterea Duhului Sfânt, pentru că nu ai satisfacție în Dumnezeu lăuntrică, pentru că El nu este izvorul apelor vii, fericirea ta, pentru că El nu este bucuria ta cea mai mare, atunci disperat te duci și îți făurești o religie de exterior, ce spune Pavel, o formă de evlavie. Te ocupi de lucruri formale, de lucruri exterioare. Și atunci impui și asta lucrurile acestea, da? Dacă ajungi în comitet sau ajungi păstor, sau începi să impui și lucrurile astea. Crezi tu o religie, practic crezi o sectă, da? Fără să-ți dai seama, crezi o sectă în care religia este definită prin asta. Adică schimbăm harul lui Dumnezeu cu faptele? Și așa mai departe. Adică se schimbă harul lui Dumnezeu cu faptele. Nu, dar măcar dacă s-ar schimba cu faptele. Dar nu se schimbă cu faptele, se schimbă cu niște forme. Că măcar zici, bă, uite, este un băiat mai bun decât s-a întors la Dumnezeu. Nu e născut din nou, dar e băiat mai bun. Nu, el a schimbat harul lui Dumnezeu cu niște forme. Atât. De asta Domnul Iisus, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, n-a fost agresiv cu nicio categorie de oameni, cum a fost cu farisei și cu legaliști. Cu niciuna. Lumește morminte văruite. De ce? Pe exterior arătau foarte bine, dar înăuntru ce era? Mortăcine, nu erau născuți din nou. Oasele morților și necurății, asta spune Domnul Iisus Hristos. Nu era viață acolo. Și pentru că nu era viață, aveau o religie de exterior. Se rugau, posteau, dădeau zecială, mergeau la templu mai mult decât toată lumea. Da? Deci făcuse religia asta exterioară, o poleiseră cu niște practici chiar biblice, dar înăuntru nu era viață. Deci legalismul te împiedică să trăiești pentru împărăția lui Dumnezeu, fără doar și poate. Legat de sfera legalismului, putem vorbi și despre tradiții. Obiceiuri, tradiții care sunt bine împământenite și care din nou ne distrag atenția de la împărăția lui Dumnezeu. În ce fel? Da, uite, eu voi da o extremă, dar asta se prezintă și la noi în mediul evanghelic. În satul în care noi stăm, la vreo 5 metri, este un cimitir, unde la cimitirul ăla este o religie mult mai puternică decât există la Biserica Ortodoxă din sat. Deci, acolo se fac de toate. Deci e înflăcări totdeauna cimitirul. Toată lumea vin cu un zel oamenii acolo și parchează și se duc și pun și fac și drept și așa mai departe. Pentru noi evanghelici și noi ne uităm la ei și zicem, băi, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scos din lucrurile alea. Dar și la noi, avem și noi tradițiile noastre și obiceiurile noastre și ceremonialismul nostru duminical sau săptămânal în care am intrat și care ne înșeală, dacă ne punem încrederea în el într-un fel, asta e religia pe care o vrea Dumnezeu de la noi, ne poate înșela că noi ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Doamne, suntem în regulă, mă duc în general la biserică, mă și rog, mai pun niște bănuți acolo, mai și cânt, mai cam fac cam ce trebuie să fac. Este tot un fel de tradiție, numai că arată puțin mai bine, sau cel puțin pentru noi arată puțin mai bine decât ce fac alții în altă religie sau în altă denominație sau în altă confesiune. Și lucrurile alea în exterior, aici e înșelarea. Înșelarea că lucrurile alea în exterior nu sunt rele. Să te duci la biserică, să te rogi, să dai un bănuț, să spui și tu ceva, dacă poți, și așa mai departe. Nu sunt rele în ele însele. Dar când e transformat într-o tradiție, doar într-un simplu obicei, golit de conținut, golit de putere, golit de semnificație, atunci ele
într-adevăr te fură de la adevărata împărăție lui Dumnezeu, pentru că când ți se cere cu adevărat să te sacrifici pentru Dumnezeu, să faci ceva care contează cu adevărat, spui, eu am făcut deja, nu e chemarea mea, nu e darul meu. Noi sacrificăm, care spun despre rugăciune cum e darul lor. Noi sacrificăm doar resursele noastre, dar nu ne sacrificăm pe noi, de aceea Biblia ne spune ca noi să ne aducem trupurile exact. Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ca să dai niște bani din mulțimea banilor, e ceva mai simplu. Dacă să dai niște timp când te și plictisești, chiar mergi în misiune, adică nu e o mare problemă. Chiar te mai și distrezi poate sau te simți bine tu. Da. Dar când e vorba de jertfa personală, a inimii, a vieții, a ceea ce sunt eu, a eului meu, atunci e o mare problemă și ne aducem aminte, dacă tot vorbim de tradiții și obiceiuri, cele care ne împiedică, uite, în împărăția lui Dumnezeu, să ne gândim la împărăția lui Dumnezeu, ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos n-a murit pentru că a propovăduit păcatul, ci pentru că a vorbit exact împotriva tradițiilor și a obiceiurilor și oamenii din vremea aceea erau foarte supărați pe Domnul Iisus Hristos că le ia enoriașii. Le strică tradițiile. Le strică lor, da, mersul. Dar care e esența? Eu cred că esența lucrurilor pe care noi le-am spus aici, și să mai spunem multe, este un fel, faptul că atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, mulți dintre ei, când au un fel de întoarcere la Dumnezeu, n-au pus totul pe altar. La ce mă refer? Vorbesc spiritual acum. Adică exact ce a făcut Avram cu Isaac. Era cel mai scump lucru, persoană, da? Tot pe pământ, din ce avea el, era cea mai... Pentru că ele erau înmagazinate toate speranțele lui pentru viitor, pentru linia genealogică, pentru ducerea numelui lui, pentru ducerea poporului și așa mai departe. În ele erau înmagazinate toate promisiunile. Dumnezeu zice, jertfește-l. Cum să jertfesc? Asta e toată speranța. Asta e viața mea. Eu cred că lucrul ăsta se cere oricărui om care se întoarce la Dumnezeu. Trebuie să pui totul pe altar ca să intre sub domnia lui Hristos. Din momentul acela vei primi lucrul ăla înapoi exact ca Avram. Dar din momentul acela vei folosi lucrul respectiv pentru slava lui Dumnezeu, sub domnia lui Hristos. Am venit la Hristos. Îi dau casa mea, îi dau mașina mea, îi dau banii mei, îi dau conturile mele, îi dau serviciul meu, îi dau copiii mei. Din momentul ăla primesc lucrurile acelea înapoi și mă iau acum și de primul lucru pe care l-am discutat despre idolatria materialismului. Primesc toate lucrurile acelea înapoi, dar încep să le folosesc după cum vrea Hristos, sub a cărui domnie mă aflu în mod continuu. Deci cred că tot ce am spus noi, în esență, își găsește răspuns în asta. A fost un moment în viața ta în care ai predat totul lui Dumnezeu, în care ai cedat totul înaintea lui Dumnezeu, în care ai recunoscut că totul este de fapt al lui Dumnezeu, că și tu ești al lui Dumnezeu și că trebuie să-i dai totului și vei primi toate lucrurile înapoi, vei merge la serviciu, vei avea în continuare familie, vei avea în continuare mașină, casă și toate lucrurile astea, dar le vei folosi sub domnia lui Hristos, sub autoritatea lui. Dacă n-ai făcut asta, te chinui degeaba într-un fel. Am mai auzit ideea aceasta a faptului, a dat totul lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu îți dă nu doar lucrurile acelea înapoi, ci și mult peste. Cât de corectă este o atitudine în care îi dau totul lui Dumnezeu, tocmai pentru că știu că El în dreptatea și în bunătatea Lui îmi va da mult mai mult. Dar s-ar putea să îi dau totul lui Dumnezeu și Dumnezeu să îmi ceară să sacrific de-a dreptul totul, să am impresia că pentru un timp am pierdut lucrurile respective. Da, e posibil și asta, dar uite, eu vreau să spun că un om care a dat totul cu adevărat lui Dumnezeu, pe el îl încarcă cu responsabilitate când Dumnezeu îi dă mai mult. Uite, eu am avut puțin și Dumnezeu mai dă mai mult, din orice punct de vedere. Eu mă simt mai responsabilizat. Câteodată zic, cred că era mai simplu acum vreo 6 ani. Nu aveam atâtea preocupări, nu aveam atâta de administrat. Cred că era mai ușor puțin. Deci un om care stă, mă simt responsabilizat pentru că dacă, uite, să presupunem, acum 6 ani de zile, uite, iau partea materială, da? Să zicem că câștigam 15 milioane pe lună. Mai rămânea foarte puțin, nu aveam prea mult de împărțit. Dacă acum aș câștiga 60 de milioane pe lună și ăia tot vin de la Dumnezeu și trebuie să-i folosesc pentru Dumnezeu, trebuie să mă gândesc foarte bine cum să-i folosesc. Deci mă încarcă cu responsabilitate, pentru că eu sunt sub domnia lui Hristos. Eu nu fac ce vreau eu nu sunt de capul meu. Eu nu zic, în sfârșit, i-am dat lui Dumnezeu, am făcut schimbul și El mi-a dat mai mult acum. Acum pot să-mi fac poftele. Păi nu, că tu ai rămas sub domnia lui Hristos. Te-ai pus sub domnia lui Hristos doar la început. Și tu ai rămas de atunci înainte. Și cu cât îți dă Dumnezeu mai mult, cu atât de fapt Dumnezeu îți dă ca să folosești pentru împărăția Lui. Nu? Să folosești sub domnia Lui, sub autoritatea Lui. Deci El își exercită constant domnia și influențele domniei sale în viața mea, în orice domeniu din viața mea. Nu? Dumnezeu mi-a dat un copil, m-am descurcat cumva. Când mi-a dat 3,
am mai mare responsabilitate în fața lui, pentru că știu că i-am pentru o perioadă de timp, nu s-a mei, s-a lui. Și la sfârșitul zilei tot discut cu soția aproape zilnic. Uite, am făcut asta, am făcut asta. Parcă e un mic sentiment de vinovăție și uneori poate chiar foarte profund. Păi uite, am făcut lucrul ăsta față de copilul meu. El nu e a mea în ultima instanță, el e al lui Dumnezeu și Dumnezeu să-mi ceară socoteală ce am făcut cu el. Trăiești total altfel viața. Un sentiment profund de responsabilitate care te cuprinde în toate domeniile vieții tale, când știi că nimic nu este a tău. Și da, totul lui nu mai este a tău. Tu nu mai te lupți pentru ceva ce este a tău. Este a lui, nu e a meu. Și atunci trăiești un sentiment de libertate profund. Exact asta am vrut să întreb. Se poate ca acest sentiment de responsabilitate să interfereze poate cu puțină frică pentru că pierzi controlul? Cred că e pentru puțin timp. Că dacă inima se eliberează, eu cred că se transformă într-un sentiment de libertate. Doamne, nu e a meu. E al lui Dumnezeu. Dacă el așa a avut, e treaba lui, e lucrurile lui. Și eu cred că în momentul în care te-ai eliberat, atunci ești dispus și ai atitudinea potrivită ca să slujești cu adevărat pe Dumnezeu. Că despre asta discutăm. Cine împiedică să-L slujim, nu să dăm totul pentru părăția Lui? Eu cred că trăiești într-o libertate totală. Dom'le, astea sunt lucrurile lui Dumnezeu. E viața lui Dumnezeu. Viața mea e viața lui Hristos. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat și a murit pentru mine. Despre asta este vorba. O să mă leg iarăși, Andrei, de aceste cuvinte pe care le-ai folosit acum, libertate, pentru că Biblia spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Și mulți se gândesc, dar nu vreau să cunosc foarte multe, tocmai că există acea responsabilitate mai mare, dacă știu mai multe să fiu. Pe când spuneai că în momentul în care cunoști mai mult, Dumnezeu te eliberează, adică devii mai liber. Aici e un pic intercalat și cu legalismul, cunoști puțin și încerci doar lucrul ăla, nu-i voia aia, nu-i voia, nu mai încape părerea celorlalți. Da? Nici nu mai e valabil, orice ar spune, oricine ar veni, nu mai e acceptată pentru că tu știi una și bună. În momentul în care cunoști mai mult, vreau să întreb, există posibilitatea aceasta ca lipsa de cunoștință? Și aici motivele sunt diverse, ignoranță, oamenii își scuză păcatul și așa mai departe. E posibil ca lipsa de cunoștință să fie o piedică în a îmi îndeplini rolul pe pământul acesta pe care Dumnezeu mi l-a lăsat? Da. Să mă gândesc la împărăția lui Dumnezeu? Cu siguranță, cu siguranță. Da, cu siguranță mulțimile sunt ținute în ignoranță și eu cred că liderii religioși au cea mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, vreau să fiu la câțiva kilometri de distanță, în special de anumite personaje, că cred că o să fie cu scântei. Bine, folosesc o metaforă, mă înțelege. Adică noi avem puterea de a-i ține în ignoranța asta, de a-i manipula cu frică, de a nu-i aduce la libertatea asta, de a trăi cu toată viața lor în Hristos, pentru că astfel îi putem manevra cum vrem noi. Ceea ce este foarte, foarte periculos. Eu cred că totul vine, sau eliberarea asta vine dintr-o înțelegere a Evangheliei. Și aici e un alt lucru care împiedică pe oameni. Cea mai gravă ignoranță este necunoașterea Evangheliei. Necunoașterea siguranței iertării păcatelor. Să știu că am fost eliberat de Dumnezeu, că mi s-au iertat toate păcatele mele, pentru că o conștiință vinovată nu poate sluji lui Dumnezeu. O conștiință vinovată va fugi spre tradiții, spre ceremonii, spre reguli, spre lucruri exterioare, ca să capitonează cumva, să ascunde acolo și speră că o să fie bine cumva până la capăt și nu o să fie. În momentul în care ai siguranța iertării păcatelor, ești liber, nu mai poți manevra omul, nu mai poți manipula. Omul este el înaintea lui Dumnezeu cu conștiința lui și începe să trăiască ca un om liber, să manifeste ca un om liber. Dar dacă el nu știe că i-au fost iertate toate păcatele în Hristos, și pentru că nu i-au fost iertate toate păcatele în Hristos, nu predă totul lui Hristos, că un om nu va da totul lui Dumnezeu dacă nu știe că Dumnezeu a dat totul pentru el. Deci chiar așa funcționează lucrurile. Ai venit la Dumnezeu, Dumnezeu spune, am dat absolut totul pentru tine, m-am împăcat cu tine, este în regulă acum. Și omul zice, pentru asemenea Dumnezeu, dau totul, toată viața mea a lui. Și o conștiință încărcată nu va putea sluji lui Dumnezeu. Ei, și aici intervin tradițiile, obiceiurile, ceremoniile, regulile. Uite, ca să te mai pui o leacă în regulă cu Dumnezeu, cu păcatele pe care le-ai făcut săptămâna asta, mai fă asta. Ca să te mai pui o leacă în regulă, mai dă puțin. Ca să te mai pui o leacă în regulă cu Dumnezeu, nu fă aia. Există și în regulă cu Dumnezeu, mai fă puțin și schimbarea asta. Există și această paralelă a omului născut din nou, a omului transformat, a faptului că nu mai este un păcătos care se sfințește, ci este un sfânt care se sfințește. Pentru că Ioan spune în Apocalipsa, cine este sfânt... Care e o total altă perspectivă. Da, exact, adică cine este sfânt să se sfințească, nu zice cine este păcătos să se sfințească, păcătosul să se pocăiască. Corect. Și sfântul să se sfințească. Corect. E posibil să ne gândim și omul să rămână în starea asta a
nesiguranței, iertării, pentru că se gândește tot la ține ca la un tot păcătosul ăla care produce păcate non-stop și atunci, măi, Hristos nu mi l-a rezolvat. Cumva trebuie faptele să mi le rezolv în fiecare zi să aduc o balanță. Eu cred că tu ai fi mirat să citești câte e-mail-uri primesc de oameni care spun, eu pentru prima dată am aflat că Hristos nu ierta toate păcatele. Eu am crezut că le iartă numai pe nu știu care sau numai nu știu câte. Zice, băi, de când am aflat lucrul ăsta, eram într-o atâtea e-mail-uri primesc. Eram într-o depresie cruntă, nu mai vreau să citesc Biblia, că mă gândeam dacă citesc Biblia mă fac mai vinovat. Nu mai vreau să am tangențe cu nimic ca să mă fac mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. A, la câte am făcut eu, zice, n-am nicio șansă înainte. Oameni care pur și simplu fugeau de creștinism pentru că nu cunoșteau Evanghelia. Eu am fost în biserică 20-30 de ani și ei nu știau nici măcar adevărul banal, simplu, al iertării păcatelor. O grămadă de oameni. Și din momentul, e foarte interesant, din momentul care au aflat lucrul ăsta, nu zic, a, acum pot trăiesc cum vreau eu, că Hristos mi-a iertat toate păcatele. Ci din potrivă, mulțumirea și bucuria lor, cunoașterea eliberării, al libertății conștiințelor, i-a făcut să dea totul pentru Dumnezeu. Este un lucru foarte interesant. Cred că asta e o pedică fundamentală, neînțelegerea Evangheliei. Dacă nu ai înțeles Evanghelia și ce a făcut Hristos pentru tine și n-ai acceptat lucrul ăsta și n-ai intrat sub domnia Lui, o să-ți cârpești toată viața cu tradiții, cu ceremonii, cu mers la biserică, cu cârpe, cu tot felul de lucruri. Și ești total nefolositor, că ești într-un șac continuu pe care te ține satana într-un șac continuu. Dar ai păcătuit și săptămâna asta, dar ai făcut și asta, ai făcut și asta. Și stai totdeauna apăsat, am făcut, nu-ți bun din mica, nu mai are rost. Și o tetârie așa. Iată câte motive de rugăciune desprindem doar din discuția noastră de astăzi. Da. Și pentru că timpul trece atât de repede, aș vrea să ne rugăm acum la final. Sigur. Tată, îți mulțumesc pentru oportunitatea asta pe care ne-ai dat-o, să putem discuta lucrurile acestea, să ne gândim la Fiul Tău, Iisus Hristos, a cărui nume îl lăudăm și îl slăvim în veci. Îți mulțumim că în El avem iertarea tuturor păcatelor, îți mulțumim că atunci când ne-ai chemat la Tine, ne-ai pus sub domnia și sub autoritatea Lui. Ajută-ne ca să arătăm practic lucrul acesta în fiecare zi. Cercetează pe toți cei care ne ascultă, ca și ei să cunoască Evanghelia iertării tuturor păcatelor lor, să pună sub domnia lui Hristos și să trăiască în felul acesta. Îți mulțumim și te slăvim.